Mi se cere o consultare, mie, ție și la oricare. Pentru cei porniți spre cer, un control la caracter. Căci vai, s-a înmulțit buruiana, pălămida și scăieții, formaliștii și glumeții. Și sărmanul Bob de greu e ca în junglă, ca în pustiu. Și până nu-i prea târziu, dacă vrei un greu de soi, hai să începem, dar cu noi. Hai ca să aflăm secretul, care-i baiul, care-i buba, de ce ia în ploare ciuma, de ce noi ne împotmolim, de ce noi în noi murim, când noi trebuie să fim oameni tari și plini de viață, oameni sfinți și cu speranță, în acel ce a înviat, în acel ce ne-a salvat și cu Tatăl ne-a împăcat. Ce se întâmplă de frăția noi cum trebuie să fie? Și nu-i nici credința vie, și nu-i nici statornicie. Nu cumva la noi e baiul? Nu cumva e chiar la mine? Nu cumva e chiar la tine? Nu cumva un glonț stingher ne-a lovit în caracter? Căci un caracter solid, sănătos și mântuit e mai tare decât moartea, e mai tare ca infernul, căci în el este eternul. E tezaurul ceresc, duh din duh dumnezeiesc, ce în neprihănire cresc. De ce-i multă neputință? De ce-i multă milogeală? Sărăcie, bol, cerșală, când stăpânul ce-l slujim e bogat și sănătos și nu-i nici neputincios. Tot ce noi n-avem, el are, e stăpân peste hamare, el e o binecuvântare. El te face sănătos dacă ești și credincios. Altfel, vei rămâne în boală, să-ți distrugă ce-i spoială, să te facă greu curat de te lași și prelucrat de stăpân cu adevărat. Că-și dăm vina tot pe alții, dar de fapt suntem la fel. N-o să folosim nimica, dovedește tu ce vrei. Sfântul ne sfințește locul. Dacă noi nu-l sfințim, trebuie în mare grabă, noi să ne repocăim, noi să dovedim frăție, noi să dovedim dreptate, noi să dovedim putere și o deplină unitate, o deplină bucurie, o deplină primăvară, dar și aici, în această țară, nu fugar numai acolo unde e binecuvântare, noi să fim puși în spărtură, noi să fim niște hambare, căci stăpânul nostru are, dar el vrea ca noi să fim, așa cum ne și numim, umărul pus unde-i greu și atunci să dovedim că cu noi e Dumnezeu. Căci vorbim de biruința unor oameni ce au apus, n-o să câștigăm cu una, noi să ținem steagul sus. Ei și-au rezolvat problema, ei cunosc ce-i biruința, ei depus au mărturie, ei n-au pângărit credința, ei jertfit au chiar și viața, tot ce-au fost și ce-au avut și-au plătit cu demnitate, chiar și cel mai greu tribut. Vrem să fim eroii vremii? Deșteptarea din culcuș. Să fim gata în orice vreme de a urca orice urcuș. Dacă vrei să fii ferice, sus privirea, dragul meu. Biruința e a celor ce se încred în Dumnezeu. Slujbele sunt felurite și chemările-s la fel. Nu șoma, nu sta pe margini, te implică cu mult zel și ai să vezi că prinzi puteri. Gust de patria de sus, gust de o părtășie sfântă cu cei ce s-a lui Iisus. Ai să vezi că neputința pleacă din căminul tău. Pleacă boala, sărăcia, pleacă tot ce a fost mai greu. Și rămâi cu o pace în suflet și o dumnezeire în grai și umblând aici cu Domnul, vei fi veșnic în rai. Dar notează, dacă NATO nu se intră oricum, să nu crezi că în rai se intră, buruienos ca până acum. Dacă aici, pentru un mai bine, câte ni se cer, câte forțe se implică ca să schimbi un caracter, să nu ne înșelăm cu crezul că în rai ajungi oricum. Raiul se începe aici. Pregătirea e acum. Cât trăiești în trupul acesta, dovedește cine ești, ce natură e în tine, pentru ce te pregătești. Pregătirile sunt multe, dar una cântărește greu. E aceea când în totul vrei să placi lui Dumnezeu. Toate trec, cum trece vremea, și într-o zi vei fi răpus. Dar de-ai fost un sfânt în viață, te va întâmpina Iisus. Căci Iisus e veșnicia, căci Iisus e viitorul,
El Iisus este viața. El este Salvatorul. Verifică-te acum. Tu comunici cu Iisus. Duhul Sfânt te pregătește pentru patria de sus. Pregătește-te acum, până încă nu-i târziu, până inima-ți mai bate, până încă mai ești viu. Prelucrează-ți caracterul în așa fel, dragul meu, ca în el stăpân să fie nu Satan, ci Dumnezeu. Și atunci vei privi finalul, vesel, chiar și bucuros, căci te așteaptă veșnicia pregătită de Hristos. Dar de vrei finalul acesta, înțelege azi misterul și începe, dar cu tine, prelucrează-ți caracterul. Amin.